Dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem în teren de data aceasta, nu în studio, pentru că invitatul meu este un primar foarte ocupat, care trebuie căutat la fața locului. Domnul primar Mihai Calotă, din primarul Comunei Urdari. Bună ziua, domnule primar, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în Comuna Urdari! Aveți agenda plină de lucrări, văd. Avem agenda plină pe lucrările de anul trecut și lucrările ce trebuie executate pe investiții în anul acesta. Anul trecut am efectuat următoarele lucrări de investiții. Modernizare, reabilitare școală în satul Fântânele cu clasele 5-8 prin programul POR, o investiție de 4 miliarde de jumate, care lucrările au fost efectuate în totalitate și copiii își desfășoară activitatea într-o școală modernă. Tot anul trecut am efectuat investiții în satul Fântânele, modernizarea fântânilor, amenajarea fântânilor din satul Fântânele, care trebuiau modernizate și amenajate datorită faptului că era un teren foarte urât amenajat, cu bruien, cu tot ce exista, și acum am făcut o amenajare ca la carte. Tot în acel an am început lucrările de canalizare în Comuna Urdari, am început la stația de epurare, o lucrare foarte amplă, în valoare de 85 de miliarde de lei vechi, care în momentul de vază încep imediat în etapa următoare, începem derulăm lucrările pe canalizarea Comunei Urdari. Canalizarea care este benefică pentru toți locuitorii Comunei Urdari, care cu tot timpul toate resturile menajere, apa menajere din locuințe, o deversau în șaturile din fața locuințe sau pe terenul din proprietate. De acum încolo, oamenii în cel mult 2 ani, sperăm să terminăm această investiție ca oamenii să desfășoare activitatea în bune condiții în gospodărie. Tot în anul trecut am efectuat lucrări în valoare de vreo 15-16 miliarde de lei vechi pe drumurile de asfaltare, modernizare drumuri sătezi în satele Urdari și Fântânele. Și în acest an terminăm toate investițiile pe aceste drumuri în valoare de 26 de miliarde, care în etapa următoare, imediat următoare, începe lucrările la modernizare drumului și toți oamenii nu vor mai ieși prin noroi din curțile cele de țin. Mai departe, am amenajat un zid de sprit din satul Hotăroasa, datorită alunecărului de teren, care a fost în acea zonă, care o investiție foarte amplă și mare, erau 6 locuințe care nu aveau acces la proprietate, am făcut și această lucrare, care a costat în jur de 2 miliarde 740 de milioane, care totodată este benefică pentru locuitorii care stau în acea zonă și plus locuitorii care au terenuri și terenuri cu vegetație forestieră în acea zonă care nu aveau acces la aceste proprietăți. Tot anul trecut am făcut următoarea investiție în satul Urdari, un teren sintetic în zona de centru a Comunei Urdari, care în acest an s-a făcut infrastructura, urmând să pui covorul de sintetic și imediat etapa următoare să termine și această lucrare a terenului sintetic. Și tot anul trecut am efectuat în Comuna Urdari un garaj pentru utilajele ce le deținem în valoare de 1,5 miliarde pentru a proteja aceste utilaje care le deținem. Dusterul primăriei, buldoescavatorul, microbuzul școlar și tractorul proprietatea primăriei Comunei Urdari. Toate aceste lucrări le-ați făcut cu fonduri proprii sau în afară de acea lucrare pe POR, ați avut și alte... Avem prin ordonanța 28, am făcut drumurile din Comuna Urdari pe ordonanța 28 de guvern 28 prin Ministerul Dezvoltării Regionale și canalizarea ca să le desfășoare tot pe ordonanța 28. Noi am efectuat și nu avem am plătit în totalitate toate lucrările efectuate, nu avem datorie la nimeni un leu. Să rămânem restanțe cu plăți neefectuate datorită faptului că am plătit și din bugetul local sumele ce au fost făcute din bugetul local. Decât cele două lucrări pe POR și școala și cu drumurile și canalizarea au fost prin bani europeni și ordonanța 28. Ați avut cofinanțare la aceste proiecte? Am avut cofinanțare la proiectul pe școala pe POR, care am plătit cât în totalitate. Am plătit cofinanțare vreo 2 miliarde. Cât la sută reprezentă aproximativ? Cam 2%, 280 de milioane, am greșit, 280 de milioane, 2% am avut o finanțare, care am pus fără probleme. 280 de milioane lei vechi? Da, lei vechi, lei vechi. Am înțeles. Și restul din bugetul local, toate lucrările? Restul din bugetul local și plus că a rămas... Celelalte lucrări, zic? Toate din bugetul local. Toate din bugetul local. Bugetul local.
Aveți un buget așa? Avem un buget estimativ în jur de 34 de miliarde, care am folosit tot timpul pentru investiții, pentru salarii și plus asigurarea utilităților apă. Plus că am făcut o reparație la stația de apă cu forțe proprii, am cumpărat în jur de vreo 300 de milioane ne-a costat reparația stației de apă din Comuna Urdari, care am reabilitat-o după 10 ani de funcționare. Acolo am cumpărat nisip, cărbune și plus țeavă ce a fost deteriorată datorită clorului și lucrează în bune condiții această stație de apă la momentul potrivit. Cărbune? Pentru ce vă trebuie cărbune? Este un cărbune special care pentru filtrarea apei. Da? Da. La stația de apă. E foarte scump, a costat în jur de 100 de milioane. Apa de unde o... Apa o extragem la adâncimea de 200 de metri și 50 de metri, se extrage apa cu cele două puțuri și se duce în bazinul de apă care se tratează și este potabil pentru cetățenii Comunei Urdari. Da, nu știam genul ăsta. Poate că e o stație de apă modernă. Modernă, e făcută acum exact 10 ani, 11 ani. Aceasta acum urmează, avem deja în lucru încă un proiect pentru un bazin de apă, două puțuri și extinderea pentru apă, extinderea rețelei de apă, care pe o zonă unde am introdus curentul, plus că am făcut extinderea rețelei electrice, uitați în zona Urdar și Fântânele, în valoare de 3 miliarde de lei, care sunt făcute toate din buget local. Mai pentru aveți cereri de cetățeni care au acum, nevoie... toată zona Comunei Urdar are curent electric. Peste tot am dus și am extins curentul electric pentru zonă construibilă care era prinsă în pug. Oamenii au terenul, pot să cumpere, fac un schimb pentru viitoric, pentru copii, să construiască o casă. La noi, zona de intravilan este foarte mică, oamenii nu mai aveau unde să facă locuințe și am decis cu hotărârea Consiliului Local și am extins această zonă în jur de 6 km rețea electrică. Adică un an înainte, da, intravilan am extins pugul și după aceea am făcut inclusiv rețeaua de apă. Acum electrică. La localitatea unde filmam anul trecut, nu? Da, unde exact, în zonă unde da. Am făcut mai multe zone unde oamenii pot să-și construiască case. E bine pentru că, de exemplu, la Târgu Jiu, oamenii poate că și construiesc și stau la rând după aceea mult timp până când obțin utilitățile, adică curentul și apa. Dumneavoastră asigurați 100% costurile pentru alimentarea cu apă și cu... În totalitate, să zicem, un procent de 80%. Curentul, da, la 100%, 100%? Da, curentul 100% se face, mai sunt niște cheltuieli cu personalul și clorul și ce mai apar defecțiuni. Și dumneavoastră, un aparat de clorinare, am cumpărat altele noi, două aparate de clorinare le-am cumpărat anul acesta, se deteriorează în 2-3 ani, ele se distrug datorită clorului, noi le achiziționăm și le punem la dispoziția băiaților la apă ca să dea apă potabilă. Noi, târgujenii, trebuie să-i invidiem pe oamenii din Urdar pentru că, iată, își pot asigura utilitățile cu sprijinul autorității publice foarte repede. La noi se stă mult până când îți vine rândul. Nu, noi am încercat... Mă refer la cei care construiesc nou. Având adică un aibă proiect, apă și curent, oho, trebuie să pe extinderea rețelei electrice am avut și noroc. Când am ieșit primar, am făcut un studiu de oportunitate și ne-a ajutat foarte mult pentru extinderea acestor rețele. Dacă nu aveți acest studiu de oportunitate, era foarte greu de luat avizele. Nu mi se mai dădeau, înțelegeți dumneavoastră. Și am prins momentul prietenic și am avut posibilitățile să facem aceste extinderi de rețele electrice. Foarte interesant. Poate... Inclusiv pe unei rețea electrică, acum prin proiectul cel nou, care deja e în derulare și îl depunem pe fonduri europene, extinderea de rețea de apă și canalizare totodată. Ambele se lucrează în program de finanțare? Pe fonduri europene. Fonduri europene în București, adică le depunem în București aceste proiecte. Drumul urmează deja, sunt în lucru. Sunt în lucru, deja se lucrează la ele. Adică s-a obținut finanțarea? Nu. Acum proiectarea se fac proiectele și după aceea se depun pentru analiză. Studiul de fezabilitate l-ați făcut? Studiul de fezabilitate se lucrează la el. Se lucrează la el. Da, se lucrează de el. Băieții au venit, au făcut măsurăturile ce au avut nevoie, au făcut studiul geotehnic, tot ce a avut probleme, au venit și au făcut toate studiile. Acum urmează perioada de depunere a lor. Și pe drumuri mai facem 3,4 km, exact în zona unde am băgat curentul electric, este zona pe lângă banda transportoare, care va veni reabilitată cu asfalt și rigole de scurgere a apei.
Aș vrea să vă întreb așa, ca să facem o analiză, pentru că n-am mai fost pe la dumneavoastră de anul trecut și sigur în timpul ăsta au crescut condițiile, mai ales utilitățile, mă interesează în momentul ăsta, cetățenilor din Comuna Urdari. De exemplu, cât la sută au curent, cât la sută au apă la rețea, cât la sută au canalizare, cât la sută au drumul asfaltat, aproximativ, din populație. Vă spun foarte exact. Curent. Toți cei care nu au avut curent în locuințe și au avut nevoie de ajutorul Consiliului Local, la tot le-am asigurat 10 milioane de lei și le-am ajutat să introducă curent în casă. Familiile nevoiașe. Inclusiv în case. La poartă are toată lumea. Nu este o locuință care să n-aibă curent, 100% oamenii au curentul dus la poate. Inclusiv am ajutat pe oameni necăjiți care au făcut cereri și noi am făcut o anchetă socială și la toți ce au cerut bani și au avut nevoie de o sumă, la toți am stabilit prin hotărârea Consiliului Local, ne-am dat suma de 10 milioane de lei la fiecare gospodărie pentru a introduce curent. În casă, de la poartă în casă. De la poartă în casă. Acum, se construiește mult în Urdare, am văzut. Sunt case noi în construcție și la acelea, cam la câte case, să zicem? Noi avem 85% avem ulițele asfaltate în Comuna Urdare cu rigoră de scurge, 85%. 85% da. Urmează în anul acesta 100%. Deci anul acesta se termină toată Comuna Urdare de asfaltat unde sunt locuințe. 2016 va fi 100% asfaltat. Da. Deci oricare dintre cetățenii avem 3 km și jumătate. Da. Fără merg pe asfalt oameni. Merg pe asfalt odată. Da. După aceea, la apă, cât la sută din... Sunt branșați 700 de persoane. De familie, da. 700 de gospodării branșate la apă. Apă este apă din 1100. Toți cei care au dorit s-au branșat la apă. Deci apă este dusă în toate zonele unde locuiesc oameni. Deci și ceilalți ar putea să se branșeze când doresc. Au la poartă apă. Da. Ne mutăm în Urdar, dragi telespectatori. Nu credeți, întrebați cetățenii că mergem în sat. Eu nu pun la îndoială, dar vreau să vă spun, tocmai asta explicam, că, de exemplu, la Târgu Jiu, în multe zone unde se construiește, se așteaptă foarte mult timp pentru că, bugetul e care mergem e, la fiecare locuință și întrebați. Mergem pe cea mai lungă uliță și la capul ei, dacă nu este dus apă. Apă. Da, eu am dus vreo kilometri întregi când am ieșit primar, am dus la fiecare gospodărie apă la poartă. Când am venit, eu am găsit foarte multe ulițe care nu erau branșate la sistemul de apă. Prima dată am băgat apa și după aceea m-am apucat și am asfaltat. Da. Și eu am o greșeală deosebită, că nu pot pe toate ulițele să mai bag canalizare datorită faptului că distrug asfaltul. Să vedem cu constructorul ce soluții găsim, că e mai greu. Dar pe sub rigolă nu se poate? E foarte greu, dar rigola trebuie scoasă. Drumurile, ulițele sunt foarte înguste, se vedem ce posibilități. Dar eu am stabilit și am discutat. Dar rigola e casetată, după cum știu. E betonată. Nu e casetată, e betonată. Continuă. Tot ca și drumul. Da, tot ca și drumul. Să vedem ce soluții, cumpărăm o vitanj la primărie și fac câte o fosă septică, le extragem și tot o ducem, găsim soluții ca să fie bine pentru toată lumea. Dar oricum veți face și instalație de canalizare? E făcută, deja am început sistemul de canalizare, lucrările sunt începute. Până acum n-a fost deloc? Nu a fost absolut nimic când făcut. Când ați început lucrările de canalizare? În toamna anului trecut, în luna octombrie. 2015 a început canalizarea, da? Da, am făcut stația de epurare, am deja făcute 3 bazine, construite 3 bazine pentru stația de epurare. Cât la sută din 1%. Cât la sută din gospodării vor avea canalizare? Canalizare? În baza acestui proiect. Cel puțin 60%. Cam 60%, am 11 km 700 în prima etapă. 60% din populație, acolo unde este posibil efectuarea canalizării. Și unde nu este posibil, pentru că aveți discutăm, și adică, undeva mai sus pe deal, dacă oamenii ar fi de acord, să vedem pe ce posibilitate să găsim, să băgăm conducta, eu aș fi de acord să băgăm pe toate ulițele, dar nu pot să distrug drumul efectuat, că după aceea nu mai facem ce este la ora actuală. Bun, dar între rigolă și curți nu mai este nu este deloc, spațiu, e foarte înguste ulițele, 3 metri. Unde să faci rigolă 4 metri, să faci o rigolă de 1 metru, iar rigola, ați văzut dumneavoastră, ai tot drumul deja și cu rigolă. Ajunge până în... Până în garduri. A fost ulițe foarte strâmte și... Da. Dar asta e situația, oamenii sunt mulțumiți, adică că nu mai au curățenie, nu mai au mizerie. Da, păi chiar povesteau că trebuiau să meargă cu cismele de cauciuc de la drumul principal până la ei pe uliță ca să ajungă acasă, ceea ce nu se mai întâmplă acum.
Spuneați de fose septice, deci vor exista și situații în care nu da. Se va duce canalizarea? Nu că nu, nu s-a, eu cu toată bunăvoința o am, dar nu pot să fac această lucrare datorită faptului că stricăm ce am făcut. Aici vă dați seama. Păi așa normal peste tot trebuie să stricați ce ați făcut? Sau există drumuri care oricum trebuie Am evitate? Drumuri care pot să fac pe ele, deja care sunt mai largi și am posibilitate să fac. Unde? Avem drumul din Urtari, lângă magazin, exact la Căminul Cultural, am ulița din Urt, dar avem posibilitatea să mergem pe ele, adică unei mai largi, adică unei și ne unde, pe unde veți merge? Pe lângă drum? Pe partea stângă am lăsat, deja n-am făcut rigola, n-am făcut rigole special și după aceea vin sub traversări pe sub asfalt pentru locuințe celelalte. Așa vin și în strada principală. Și vor veni canalizările sub rigolă sau între rigolă și între rigolă și gard. Da, între rigolă și gard. Da, niciunde, da, practic. Da. Da, păi e un lucru bun pentru că mai există localități în care nu termină bine de asfaltat că spar ca să bage nu știu ce, ori gaze, ori apă, ori... E foarte greu de făcut și condițiile din ce în ce mai grele ca să strigăm ce am făcut, e greu să mai faci la loc. Timpurile, banii se fac din ce în ce mai greu și nu sunt bani. Dar mai există și varianta asfaltăm la urmă, dar întrucât drumurile au fost prima prioritate de regulă... Au fost prima dată. Eu sunt de acord, prima dată trebuia făcută canalizarea, nu sunt sceptic, dar cine dădea mie, eu am făcut din bugetul local, zona de minim m-a costat 14 miliarde în primul mandat și să n-ai avut un leu de la nimeni în susținere financiară, proiecte și am făcut totul ca pentru oamenii ca să fie mulțumiți și foarte mulțumiți și la ora actuală. Nimeni a venit că nu-i mulțumit că... Până la urmă ați mers în ordinea priorității. Da, dar pe asta pot. Nu puteam din buget local să fac o lucrare de 90 de miliarde, aproape. Și nu aveam cum să... Asta nu termineam nici în 10 ani, dacă o făceam din buget local. Și vă dați seama că e foarte greu. De unde spuneați că aveți fondurile pentru canalizare? Pe ordonanța de Ministerul Dezvoltării Regionale. Bun. Cât e valoarea? Proiect. Valoarea proiectului pe canalizare este de... A lucrării cu totul, de fapt, vorbim. De canalizare este de 87 de miliarde. 5% contribuit, da, 5 miliarde contribuția noastră. 82 dânsi. De lei vechi vorbim. Da, da, vechi. 87 și 5%. Da, noi avem exact... Până la 100% cine pune? Nu, păi 5 miliarde punem noi. Da, atâta, 5 miliarde, scuze. 5 miliarde, miliarde deci, de confinanțare. Procentual vine cam cât? La sută aveți dumneavoastră? 2%? 5,40. 5%. 5%. Da. Și aveți banii ăștia? Da. Deja am prins 3 miliarde anul acesta și 2 anul următor, da. Ne-am prins în buget. Cu cine lucrați proiectele de finanțare? Aveți o proiectele de finanțare pe canalizare? Sau aveți firme specializate cu care... Firme care am făcut și drumurile și canalizarea. Adică a fost un proiectant care și-a făcut treaba foarte adică bine. Adică cel care câștigă proiectul, mă refer. Da, care da. Face a fost o licitație, scos la licitație, dânsii au venit cu ofertele și a avut cea mai bună ofertă. Uh-huh. Și a făcut și lucrarea bună. Da. Motiv pentru care da, câștigă în continuare, dacă se nu mai avem pe drumul noi, că am încheiat cu drumurile în totalitate, nu mai avem acum. E eligibil costurile pentru... Costurile la drumuri și la canalizare, proiectarea a fost eligibilă. Deci da? Banii i-a plătit-o Ministerul de Dezvoltare. Și consultanța e eligibilă? Și consultanța și dirigintele de șantier l-am plătit noi atât. Numai dirigintele de șantier. Numai dirigintele care da. Oricum erau obligatoriu pentru noi. Pentru că nu puteați dumneavoastră semna fără... Da. Acordul dirigintelor. Obligatoriu, dirigintele, șantier, doi ingineri de specialitate, când se face recepție la lucrări, nimeni nu se joacă cu aceste lucrări. Am o curiozitate, există diriginți de șantier care nu prea merg pe lucrări? Nu, la noi avem niște dirigini foarte serios. Am diriginte din comuna Urdari care a făcut inclusiv toate investițiile la termocentrala Turceni pentru desulfurare, un om care își face treaba, care chiar de sâmbătă, Concile Gheorghe se numește, domn inginer, care își face foarte bine treaba. Chiar sâmbătă am fost la inventariarea tuturor drumurilor care au rămas de asfaltat cu constructorii, diriginții de șantier și eu personal sâmbătă la ora 10 am plecat în teren și am făcut inventarierea tot ce avem cu inginerul constructor, cu administratorul, cu toate persoanele de la firma constructoare și am inventariat toate drumurile, inclusiv și dânsul. Am mers în teren. Da, deci la utilități se pare că stați cât se poate de bine. Binișor. Adică cam tot ce s-a putut face și mai ales să accesăm și fonduri, să aveți și canalizare. Avem inclusiv prin CNU, prin Compania Națională de Investiții, reabilitarea Căminului Cultural din zona Urdari,
care deja proiectul este câștigat în valoare de 9 miliarde vechi pentru reabilitare, termosistem, acoperiș, centrală termică și dotare. Și când va fi? Imediat începe proiectarea propriu-zisă. Noi deja am trimis toate documentele la București, am depus acest proiect, am obținut punctajul corespunzător și urmează acum proiectarea și execuția. Se scoate de Compania Națională de Investiții, scola licitație și această lucrare pentru Comuna Urdari. Căminul cultural din ce localitate? Din Urdari. Chiar din Urdari? Da. Și ce va funcționa acolo? Acolo avem o bibliotecă care în prezent funcționează, avem bibliotecarea cu biblionetul care are 4 calculatoare și toți elevii de la școală care nu au posibilități financiare, părinții să le cumpere calculator acasă, se duc și fac temele acolo, până la ora 4, bibliotecarea îi ajută, pentru că copiii care nu știu le explică ce au de făcut și e un lucru foarte bun. Noi ne asigurăm hârtia în totalitate să-și facă temele. Aveți și o sală de spectacol în care să țină activități culturale? Avem sala de spectacol, dar tot în căminul cultural, da, este sala de spectacole, care copiii au făcut trecerea clasei sau am adus anul trecut un teatru care au venit copiii la teatru acolo, dar acum vrem să o modernizăm, această sală de spectacole. Și puteți să o puneți, mă gândesc și la dispoziția cetățenilor cu chirie oarecare pentru evenimente. Avem hotărârea Consiliului Local care prevede, care desfășoară, nu boteze, dar oamenii, acum nu au mai venit foarte puțin, își fac majoratele în această sală. Da. Cu tineretul se duce acolo, avem sistemul de muzică care ne-a costat vreo 200 ceva de milioane, da, care aude o muzică modernă, adică se duc și desfășoară. Dar horea satului, domnul primar, o mai face cineva? Nu o mai face Urdar. Nimeni la Urdar, nu se mai fac aceste hore, decât nunțile propriu-zise și horea satului nu se mai face. Păi și unde își fac oamenii nunțile? La ei, la curte? Adică preferă la curte? Nu, oamenii acum, toți oamenii fac o sală de nunți care are... Viceprimarul din localitate are o sală de nunți în Comuna Urdar, care majoritatea din zonă fac și din zone învecinate. Care, există o sală privată. O sală privată care oamenii fac acolo nuntile. Toți numai stau de corturi. Nu, foarte puțin. Foarte puțin am mai făcut la cort. Când va fi modernizat căminul cultural și când nu mai face față sala nu poate, privată? Pentru că este întrepte, întregeți dumneavoastră. Acum este drept și acum urmează să-l aduce la forma inițială să fie întrepte cu scaune, care, scaune prinse. Ca într-o casă de cultură exact, modernă. Cultural, cum era da, cu drept, așa l-am fost și eu când am venit primar, l-am făcut drept. Am dat și discotecă, după aceea tineretul n-a înțeles că vin să distreze, a început să se... bat între ei și după aceea am închis această... Ați închis activitatea. Da, dacă n-am vrut să se distreze, deci liniște. Deci faceți o sală de spectacol pe bune, adică... Da. Vedeți să respectați regulile ISU, că... Nu se pune problema, deja am luat avizele la ISU. Le-am luat deja aceste avize pentru proiectare trimise la București, toate cele trei avize, ISU, Mediu și mai fost un aviz la Cultură. Cele trei avize deja le-am luat. Dar trebuie să respectați în arhitectura clădirii nu se pune obligațiile pe care tot, avem buncăr, avem tot ce trebuie la acest cămin. Intrări suficiente, cu uși care se deschid în exterior. Exterior, da. Dacă stăm să ne gândim la ora actuală, de exemplu, la Târgu Jiu, Casa de Cultură este închisă pentru că nu respectă acum totul se face ISU. Care nu, la noi și se va respecta. Dar nu se întreba nimeni. Deci proiectantul care a făcut acest SF-ul i-a cerut toate avizurile ISU, avizul cultură și avizul mediu. Inclusiv le-am trimis la București. Și nu e vorba doar de o semnătură, ci și de faptul că... Este un proiect făcut. A depus proiect documentație la fiecare... avizul la proiect. Da, așa cum exact. Face proiectarea. Modernizarea. Da. El există? Căminul cultural. Există în totalitate. Reabilitarea lui atât. Termosistem, centrală termică, sala interioară și tot ce trebuie în interior. Și acoperiș. Și ce veți face aici? Veți da... Când o fi gata, filme, o să dăm și filme și spectacole, tot ceea ce spectacole, nevoie. Exact. Da, într-adevăr. Adică... Da. Îi dăm viață. De... Trebuie să-i dăm viață și la acest cămin cultural. Da. E bine să sprijiniți cultura, dacă mai aveți și spații în care, eu știu, să funcționeze și alte proiecte ale tinerilor. Bineînțeles, avem acolo, este inclusiv pensionarii au o sală unde se desfășoară activitatea, se întâlnesc duminică. Da, pensionarii sau table, remi, se duc acolo și când sunt liberi cu președintele pensionarilor, se duc și desfășoară diferite activități în acest cămin cultural. Deci un spațiu de agrement deosebit pentru și cultural, dar și de agrement.
pe care îl modernizați. Da. Câte cămini culturale aveți? Un singur cămin cultural. În toată comuna? În toată comuna, da. Ăsta de care vorbim. Singurul, că nu e spațiu și e suficient pentru comuna Urdari, care este foarte scurtă, are 7,5 km ca lungime. Nu este pus la centrul comunei, acolo a fost terenul care l-a deținut pe vremea respectivă când a fost construit și este în statul Urdar, dar puțin nu e în centrul comunei cum era bine să fie. Am înțeles. Mai departe, având în acest an, deja am început proiectarea bisericii pentru reabilitarea bisericii din statul Fântânele, împrejmuirea cimitirului din statul Fântânele, după aceea împrejmuirea bisericii și cimitirului din statul Urdari, am alocat bani 2 miliarde pentru biserica din statul Fântânele, 600 de milioane bani vechi pentru împrejmuirea cimitirului și bisericii din statul Urdari, Sfântul Gheorghe din statul Urdari și Sfântul Nicolae din statul Urdari și Sfântul Gheorghe din statul Fântânele. Și aș vrea să vă întreb, am fost împreună la o biserică, monument, cred că la Urdari. Da, istoric, da, am fost inclusiv monument la Craiova. Istoric și eu am vrut să anul trecut. Aveți problema că e nevoie monument de istoric. Trebuie vreo 20 de miliarde pentru reabilitarea ei. Eu anul trecut am fost la preanaltul la Craiova, personal cu cei doi preoți și nu ne-a dat voie să facem altă biserică, e foarte costisitoare. Noi cu 9 miliarde o dădeam gata, 9 nouțe, dar nu ne-a dat voie fi monument istoric. Și nu vă dă voie nu ne-a dat voie în aceeași locație să mute în locație. Eu nu pot să fac aceea. N-am niciunde, dar nu-i corect, adică să mute alte locații pentru că mai facem cu o biserică dar, într-un sat. Întrebare, aveți 9 miliarde pe care le-ați putea, ați putea construi în sat o da, biserică? Anul trecut vroiam să facem inclusiv proiectarea. Așa. Inclusiv să suntem fundate și să... Dar nu vă ajung să reabilitați biserica existentă? Nu. Nu. Ne trebuie în jur de 20 miliarde. Și bani. N-ați apelat la Ministerul Culturii? Ba da, dacă am apelat, dar nu au dat bani. 2 miliarde, când am ieșit primar în 2009, au dat 2 miliarde de a făcut fundația. A reabilitat fundația și am consolidat fundația și stâlpii până la acoperiș. În rest, nu. Și mi-amintesc că sunt niște crăpături prin pereți care... Astea sunt, eu nu pot să, nu am atâta bani. Sunt și alte lucruri mai importante, nu că nu vreau să fac biserica, le-am făcut capelul la biserică, le-am băgat centrală termică la biserică, cloponiță, da, capelul și cloponiță am făcut, dar e foarte mare valoarea. Noi avem unde reabilitat acum, avem deja în proiectare școala la centru, am luat și hotărârea Consiliului Local, pentru proiectarea acestei reabilitări școlii la centru, care desfășoară activitatea 160 de copii, sunt vreo 9 clase, inclusiv a 1-a, a 3-a, încă 4, grădinița și toate cele aici și copiii trebuie să le creăm condiții și la copii la școală. Pentru această investiție la școală, avem, dacă nu, noi proiectul vrem să-l depunem pe POR, dacă nu, noi deja am prins din buget local vreo 5 miliarde, să vedem dacă sunt suficienți banii. După proiectare, vedem de vizul cât costă această lucrare. Da, revin la biserică și vă întreb, dacă totuși ați continua demersurile către Ministerul Culturii, ați mai putea să puneți o parte din bani? Adică bineînțeles, eu le-am spus, 3-4 miliarde le depunem de voie. Adică am discutat și cu preotul, a fost la Craiova, la preanaltul, era vorba să o prindă iar la fel pe fonduri europene și nu s-a putut, nu știu ce naibii n-a avut acolo, nu de ce să vă mint. Nu e într-o zonă turistică prinsă sau da, nu da, unde da, să da. Probabil că nu da. Are un punctaj foarte da, bun pentru punctaj și nu au prins-o nici în acest an. Adică fac toate posibilități să vedem cum o putem face. Începând de la anul sau anul viitor, dacă mai scăpăm din ce avem de făcut, să prindem manual, 4 miliarde, 4, să începem... Să ordinea priorităților da. Pentru consolidare. Da, consolidarea e făcută, nu sunt probleme să mai plece sau... Dar obligatoriu, măcar 3-4 miliarde în fiecare an să investim și până o facem tu noi până la urmă. Da, dacă că e nevoie după... și de o centură undeva sus, da, adică... Da, da. O să dea acoperișul jos, părerea mea. Constructorul atunci decide, proiectantul și constructorul, proiectul e făcut. Și de ce găsește acolo care este starea zidurilor. Da. Și să începem să reabilităm tot noi. Ținem vreo 3-4 ani durează lucrările. Da, părerea mea este că trebuie să continuați demersurile la minister, chiar dacă nu are punctajul suficient de mare, dar poate că pe lista de așteptare, până la urmă, vă va veni rândul, zic. Dacă vine, suntem de acord noi tot sprijinul din partea noastră la. Și dumneavoastră între timp continuați cu cât se poate. Da, bineînțeles. Noi încercăm să biserici, câte biserici aveți? Două biserici. Asta sunt amândouă. Da. Una e în deal acolo. Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae în Urdari, în satul Fântânele. Da, da, da. Câte sate aveți?
Trei sate. Trei sate. Urdar, Fântânele și Hotăroasa. Deci toate satele vor... Am împărțit banii aproximativ în mod egal, le-am dat la fiecare biserică anual. Anul s-a dat mai mult acolo și am explicat. Urmează să ajutăm mai mult Biserica Sfântul Nicolae următorul an. Aveți probleme legate de buget, ținând cont de activitatea minieră din zona? Bineînțeles. Închidând sudul, mulți zic că din cauza mea, dar n-au dreptate, pentru că un primar nu decide ce face compania Complexul Energetic. Am fost inclusiv la București pentru menținerea și nu închiderea sudului, dar gurile rele vorbesc, primarul e vinovat că se închide sudul. Nu au dreptate, dar pentru că nu am făcut... Dar de ce spun că dumneavoastră sunteți vinovat? Ce? Așa văd unii. N-am făcut absolut nimic, că nu am luat măsuri să nu se închide. Eu nu pot să decid. Că nu pot să decid. Da, măsuri să nu se închide sudul. Dar nu este adevărat, pentru că sudul nu l-a închis primarul. Este o hotărâre care, în Consiliul de Administrație a la Complex Energetic, care n-a hotărât-o primarul. Am stat de vorbă cu domnul Ciurel când era atunci, am stat de vorbă cu domnul Antonie, am fost la Liviu Pop la București, am fost inclusiv la minister și decizia s-a luat de la centru. Noi suntem prea mici pentru... Cum vă afectează bugetul închiderea carierei? Bineînțeles, vreo 400 de milioane lunar ne scade bugetul. Datorită de-i vechi. Deci va trebui să vă recalculați. Da, micșorăm, facem mai puțin. Cheltuielile, da. Exact. Facem mai puțin, exact. O să dureze mai mult, dar să nu depășiți. Tot timpul nu am făcut fără să avem bani. Am făcut cu bani tot timpul. N-am avut bani, am așteptat un an mai bine și am făcut cu banii și am plătit constructor. Nu am mai zis niciodată în situație cu niciun constructor sau nu am probleme. Adică sunteți o primărie fără datorii? Zero datorii. La toate domeniile? În toate domeniile. Felicitări, eu știu primari care zic, lasă-vă, frate, facem lucrarea, nu pot să pe spun banul mai multe. Și pe spinarea firmei, nu le plătim că nu, vezi, Doamne... Așa ceva nu există la noi. N-a existat și nu va exista că voi fi primar. Da? Da. Asta e foarte bine. Seriozitatea, în primul rând, e cea mai bună carte de vizită. Și de asta... Ca și acasă. Te chipzuiești cât ai bani, atâta faci. Așa și la primărie. Așa ar trebui, mulți nu fac așa. E treaba lor, se împrumută. Eu n-am făcut niciodată împrumuturi bancare, pentru că e greu de dat înapoi. Și am mers pe banii care i-am deținut, cu aia am făcut. Atunci să vă întreb altceva, că aveți doar trei sate și totuși aveți bani să faceți lucrări. Activitatea există, cea minieră, într-adevăr, care va aduce niște venituri la buget. Vă întreb care este gradul de colectare a taxelor. Taxele și impozite sau 70% în fiecare, da, anual, 70%, da. Deci taxe, anul acesta o să fie mai greu, datorită codului fiscal, care impune cetățenilor și mulți ne găsesc pe noi vinovați, se colectează prima dată amenzile. Amenzile, da. Dar nu-i vina primarului sau consiliul local. Noi taxele și impozitele am lăsat la nivelul anului trecut, nu le-am mărit absolut deloc. Și codul fiscal prevede prima dată ți-a amenda. Dar întrebare, oamenii amenzile, amenzile astea unde se duc? La bugetul local. Noi ne bineînțeles, toți banii vin în bugetul local, statul ca să recupereze aceste amenzi și noi avem vreo 2 miliarde amenzi, plus că avem, acum o să facem dosare, muncă în folosul comunității, avem oameni care au 100 de milioane amenzi, bani vechi, 100 și de milioane. Dar cum au reușit să aibă? Foarte simplu, unii infracțiuni, diferite infracțiuni, furturi, minuni și amenzi. Unii jignesc, unii șoferi. Și toți au amenzi. Toate astea merg la bugetul local. Condiția să reușiți să le recuperați. Acum, în ritmul acesta, încep oamenii să depuie bani, că n-au altă soluție. Ei nu pot să plătească impozitul până plătesc și aceste amenzi. Sunt purtătoare de dobânzi și... Amenzile nu se percep majorări la amenzi. Aia a fost până acum. Oamenii erau mulțumiți decât clădirile și impozitul pe clădiri, terenuri, se percep majorări. La aceste amenzi nu s-a perceput și acum nu plătești. Crezi majorările invers, la clădiri și la... Pentru că trebuie impozit pe teren și clădiri. Da. Am înțeles. Bine, pentru colectarea... Utilaje, practica... E benefică, dar oamenii... Dar oamenii sunt nemulțumiți, clar. Da, vin oameni care spun că a luat-o nepoata. Vreau să plătesc amenda. Că nu e a mea, e a lui nepoata. Păi nepoata locuiește la poziția de rol a proprietarului de drept. Fiecare când se duce și asumă un risc, inclusiv pentru copil. Dă o declarație în față la poliție, dacă îl se duce singur, de la poliție aici, că e de acord să ia copilul pe... Exact. Și noi nu putem să mișcăm aceste persoane la poziția respectivă.
Noi avem poziție de rol agricol, poziție de rol fiscal. Fiecare plătește la poziția de rol ce are la agricol, plătește și fiscal. Spuneați că se va face muncă în folosul comunității, sunt hotărâri judecătorești prin care... Acum urmează să repunem, da, bineînțeles, acum o să chemăm în instanță persoanele care au foarte mari demersuri, peste 80, 50, 60, 100 de milioane. Noi nu avem de unde, n-au servici, nu au nimic, nu avem de unde să recuperăm acești bani și instanța o să decide câte zile o să facă în folosul comunității. Da, există și varianta cei care au, de exemplu, servici și a... Acolo nu se pune problema, acolo noi am făcut somații și după aceea, imediat, i-am somat, după aia am făcut popriri pe salarii, da, și nu s-a pus probleme. Întreprinderile miniere sau firmele care, toate firmele care au transmis aceste somații și popriri, imediat au... I-au făcut executare pe salariu, da. Și recuperăm banii la pensii, inclusiv la pensionari care nu se răuplanice. Da. Și cei care, mă rog, o să reușiți să-i faceți măcar să facă muncă în folosul comunității, ce veți face cu ei? Avem de lucru tot timpul. Ce noi avem curățenie în comună, izlazurile comunale de curățit, noi n-am luat niciodată firmă cu ajutoarele sociale, inclusiv după aceea la școli, când vine spar lemne, de băga cărbune, tot timpul, și diferite lucrări de amenajare, care sunt pricepuți. I-am folosit la amenajarea locurilor de picnic, i-am folosit la încărcat și am avut probleme. La ajutoare sociale avem 43 de dosare, da. Și nu se îmbolnăvesc ăștia de la ajutoarele sociale, că foarte mulți obișnuiesc să-și ia medical când e vorba să-și facă. Niciunul, credeți-mă, niciunul nu avem care-s bolnav pe cinstite, adică pe cinstite, dar în rest nimeni, da, nu, care au boli profesionale, TBC-ul sau ăștia nu avem ce le face, este omenește și nici nu ar vrea să fie bolnav, mai bine ar veni la treabă. Da, mulți vin și spun, mă, că am doare capul, doctore, dăm un medical. Nu se duc la noi, adică nici medicul de familie nu i-a dat niciodată. Nu le dă nici medicul și nici noastră nu înghițiți. Nu, ei vin fiecare, păcat că nu le face prezența la școală, adică are atâtea zile de funcționat, vin și își fac zile în totalitate. Care sunt... E cam militarie aici la dumneavoastră la ordari. De ce militarie, doamne? Fiecare muncim pentru bani, da? Și eu vin pentru bani, tu la servici. Dacă nu îmi place serviciu, stăm acasă și nu vine nimic. Eu le spun frumos, nu mai vine poșta. Nu mai vine poșta dacă nu-și fac zilele de muncă în folosul comunității. Da. Păi fiecare. Și anul ăsta ce mai... Din anul acesta începem reabilitarea școlii din satul Urdari, care este cea mai... Puțin, s-a investit foarte puțin decât acoperișul, grupurile sanitare care am făcut în 2009 și după aceea în satul Fântânele, biserica, începe reabilitarea bisericii din satul Fântânele, toate fântânele publice de pe marginea drumului vor fi acoperite, bancă, găleată, tot ce trebuie, deja am luat hotărârea Consiliului Local acum alun pentru următoarele fântâni, în această fântână, în săptămână, pe 26 vineri. După aceea avem lucrările de modernizare la drumurile acestea, lucrările de canalizare, după aceea avem să depunem proiectele pe fonduri europene, pe drumuri și extindere apă și canalizare. Și dacă tot spuneați că realizați lucrări la căminul cultural, la terenul sportiv, aveți activitate sportivă și culturală la nivelul comunei? Deci culturale, copiii de la școală când au trecerile la un an la altul, la terminarea și la sfârșit de an, sportiv, adică echipe, avem sala de sport cu 150 de locuri, am făcut-o în 2009-10, desfășoară activitate, avem teren de fotbal care l-am făcut acum 3 ani, care este un teren cu gradene, cu tot ce are nevoie. Echipă nu am făcut, doamnă, și le-am spus și la Consiliul Local. Până nu termin toate ulițele de asfaltat, oamenii ies prin oroaie, mie nu-mi convine unii să plimbe, să joace fotbal și unii să iese prin oroaie. Nu am investit bani. Când nu avea tot oamenii condiții, după aceea discutăm și de echipa de fotbal. Dar le puteți propune altceva, de exemplu, la vecinii dumneavoastră, să-mi aduc aminte acum, o localitate de aici, din împrejurimi, imediat. Și noi o să facem, adică tot și anul trecut. Competiții sportive.
Da, există inițiativă privată. Nimeni nu investise la noi în comună. Nu, pentru susținerea echipei să se pentru deplasări și practic eu de acord, dacă se colectează fonduri private din donații. Sunt de acord să-i găsească cine vrea să-i găsească, dar eu știu că nimeni nu dă bani acum să mai investească. Unii se plimbe pentru fotbal, eu fac pariu că nimeni nu dă din comună ori, dar toți oamenii țin de bani, adică și... Mi-am amintit, la Bolboș. La Bolboș, toate fondurile echipei sunt strânse din bani privați. Eu vă cred, da. Au voie. Dumneavoastră le faceți condițiile, infrastructura? Da, eu teren adică de fotbal și deja am prins anul acesta să iau niște moduluri, să iau moduluri pentru acest teren, adică să-l utilesc, un modul pentru arbitri, modul pentru echipe, pentru fiecare echipă, trei module. Deja am prins și anul acesta... Da, în momentul de față, că poate vin unii și spun, bine, nu aveți echipă, pentru ce faceți stadionul? L-am făcut stadionul. Tinerii se joacă sâmbătă duminică, competiții sportive între ei. Deocamdată în sala de sport, deja au abonamente și joacă, toată iarna au abonamente și la ora 6-7 se duc singuri și joacă acolo. Nimeni nu le impune să au competiții sportive între tineri. Și noi organizăm la fel și anul trecut am organizat acum 2 ani. Nu un club oficial, ci organizat. Bineînțeles. Ați fost chestii, se întâlnesc, vorbesc între ei și joacă. Noi am făcut competiții sportive cu premii, cu tot, iar la fel noi am sponsorizat, noi am făcut din propriul buzunar și au avut competiții sportive de fotbal. Din buzunar al... Da, al meu, personal. A, persoană, eu cu vicele primar. Primăria. Eu nu primărie. Nu, nu la primărie, deci nu ne permite legea. Da. Deci odată că se face sport, chiar dacă nu este într-un cadru... Bineînțeles, aici sintetic o să fie, nu o să joace tot tinerii, jucăm noi. Cât costă la 2 miliarde costă această lucrare a teretului sintetic. Nu, cât costă să închirieze cineva sala de sport, de exemplu? 600.000 ora. 600.000 ora. Bani vechi. Adică 60 de lei. 60 de lei, da. Așa. Și pun toți care participă... Da, 3 lei, se întâlnesc 20. 3 lei de căciula. De 3 lei de căciula este și joacă o oră. De da. Și păi până. Da, iarna? Iarna? Încălzit sala? Nu, am încălzit-o niciodată datorită faptului că nu avem posibilitatea de a angaja un salariat fochist la această sală de sport. Deci, instalația funcționează, este în bune condiții, dar nu este frig în sală. Vă spun ce zic, dacă este nu fi minus 15-16 grade, dacă sunt 10 grade afară, joacă de voie, pentru că e închisă, perfect. Și nu, că face căldură și la soare, prin geamurile care sunt. Am înțeles. Și la activitatea culturală, știu eu, un grup folcloric? Nu avem deocamdată făcut nimic. Școle, adică pe vremea noastră, eu știu când eram elev, în căminul cultural dădeam serbări. Adică acum nu mai este această metodă, o profesorii, părerea mea, nu mai sunt ce a fost odată, mulți sunt avetiști, așteaptă să prindă mașina, ne cer doar, știți dumneavoastră, să le dăm deplasarea și asta e, le dăm și deplasarea, am prins în bugetul local și deplasări, că asta e legea, nu ne tomim, în funcție de posibilitățile financiare. Da, spuneați de un buget pe care îl aveți, întrebarea este acel buget de 37 de miliarde, da. Spuneați dumneavoastră, este adică împreună cu salariile profesorilor care... Nu. Sau numai e bugetul... Nu, numai al primării, cu profesorii au 16 miliarde, vreo 51 de miliarde. Am înțeles. Da. Nu, de partea de da, profesor păi, nu salarii. Te interesează pentru că nu reprezintă veniturile da. Dumneavoastră, deci... Nu, dânsii... Și nici nu le puteți folosi decât nu, pentru... Nu, dânsii au buget aparte, au contabilitate aparte, au 1.200.000 avut anul acesta pentru întreținerea microbuzului, să-și cumpere lemne, telefon, curent, utilitățile, să asigure utilitățile. E prețul pe relev. Am înțeles. Care este... perspectiva localității, e în creștere populația, e în scădere, vin tinerii? Nu, este în scădere, toate fapte, foarte mulți tineri au plecat în străinătate, din comuna Urdar, cum este peste tot. Închizând ușor și întreprinderile miniere, o să fie foarte greu de comuna Urdar. Terenurile agricole nu sunt amenajate. Am discutat cu cei de la mediu, le-am dat aviz de mediu pentru amenajarea hălzilor, care deja unele sunt plantate cu salcâm pentru predare și punere în posesie cetățenii. Au 4 ani de zile, nici la ora actuală, salcâmii sunt foarte mari, au dar crescut ce, și de ce să facă cetățenii cu salcâmii ăștia? Pentru că eu sunt de acord, salcâmul este cel care cel mai repede fixează solul, ok. Da. Dar poate că cetățeanul care a dat un teren agricol nu-i convine să-i dai înapoi o pădure de salcâm. Mulțumim, doamne, că decât să cumpere leme, dacă au un pogon, nu mai dau bani pe ele, plătesc. Măcar decât... nu mai plătesc de leme. Nu mai plătesc. Nu aveți gaze în comună. Nu avem gaze. Singura utilitate, gazele. O să încerc după aceasta, după ce termin și canalizarea pentru introducerea gazelor,
să facem un proiect, este făcut în dulap, să vedem dacă aducțiunea, dacă e posibil să ne legăm de turceni. În acest proiect era trecut să ne legăm de cocoren de pe partea opusă, plocșorul, partea opusă, peste Jiu, să vedem dacă putem să aducem îmbunătățire, să luăm cu Petromul, OMV-ul, să vedem care se ocupă, să vedem dacă putem să le băgăm aceste gaze, că nu le mai băgăm subteran, le băgăm aerian, adică să fie vizibile, nu mai dărâmăm pământul, este mai ușor, adică și accesibil și rapid de instalat, dar să vedem dacă oamenii sunt de acord, investiția merită făcută, vă dați seama că mulți. Da, pentru că motorul, de exemplu, n-a avut gaze foarte mult timp și după ce s-au adus gazele, n-a prea fost nevoie de ele, că nu se leagă nimeni, e foarte mult. Un proiect ca să te lei la gaze costă cel puțin 6.000 de lei vechi, adică noi. 60 de milioane, am înțeles că costă investiția de proiectare și de branșare la gaze. Și s-ar putea oamenii, dacă le dați aceste păduri de salcâm, să nu mai vrea mai deloc. La noi în zonă, fiind cărbune foarte aproape, au și pădurile și cărbune, proprietate, multe au proprietate, care puse în posesie, oamenii se duc, fac cere la acolo, civil, marcă și ia și din pădurile proprii, mulți cumpără. Nu plătesc decât marcatul și da, transportul. Atât. Suntem în final de emisiune și aș vrea să vă întreb, n-am apucat să vă întreb, de câți ani sunteți primar și dacă intenționați să candidați din nou. Sunt în al doilea mandat de 8 ani de zile, cetățenii mă cunosc foarte bine, mulți mă apreciază părerea mea că mi-am făcut treaba la locul de muncă zi de zi. După aceea, voi candida în continuare, voi fi candidatul Partidului Social Democrat, datorită faptului că m-au ajutat cu proiectele pentru Ordonanța 28 și pentru celelalte proiecte care sunt în derulare și vreau să nu dezamăgesc cetățenii Comunei Urdari, cum cred că mi-am făcut treaba foarte bine până în prezent și urmează să-mi fac treaba în continuare și să fac mai mult decât am făcut în acești 8 ani. Că mai aveți treabă. Și dacă aveți un mesaj pentru cetățeni, mai ales că vin niște sărbători acum, pentru doamnele și voastre din comună? Domnișoarele din Comuna Urdar, cu ziua de 1 martie și 8 martie, le urez sărbători fericite și la mulți ani! La mulți ani și din partea INSA TV, doamnelor și domnișoarelor din Comuna Urdar, dragi telespectatori, iată că emisiunea Viața Gorjului a ajuns la final. Ne bucurăm că am reușit să venim la Urdari anul ăsta. Sperăm să mai venim cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!